Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, într-un an buciumat pentru mine în toate privința și în cel de sănătate și cele cu albinuțele. Nu știu exact în ce dată suntem, probabil în 20 noiembrie. Iată câteva familii de albinuțe care au supraviețuit. Au supraviețuit fiindcă majoritatea albinelor mele au dispărut, ca să nu zic altfel. Din fericire, ăștia care au rămas, cât sau 6 sau 7 familii care au mai rămas, sper să treacă de iarnă. Acum, ce se întâmplă? Bineînțeles, acum în 2013, în anul în care am început și aveam un astfel de model de stup cu două familii de albină, era un an în care mă avântam și eu în această îndeletnicire a apiculturii, dovedindu-se că n-am știut chiar tot. Aici albinuții se apără, la cât de puține sunt, mai se și atac între ele, fiindcă așa e vremea. Deci ce s-a întâmplat? O să vă explic. Deci, tratamentele antivaroa și luând de... O să vă și arăt. În filmul anterior v-am arătat eficiența tratamentului cu acid formic și bineînțeles că e eficient. Nu zice nimeni că nu este eficient, dar care e problema? Tratamentul cu acid formic a fost benevol, l-a făcut târziu. Eu am făcut în această toamnă 7 tratamente și acum au și benzile cu mavrivol, dar deja era prea târziu pentru aceste tratamente. Ele trebuiau făcute înainte cu un an, doi, fiindcă așa evoluează păduchele. Deci, în primăvară nu s-a n-am făcut tratamentele respective, fiindcă după ureche, așa cum tot ascultăm și înțelegem pe internet, că aceste tratamente, dacă le faci bine toamna, primăvara și vara nu mai e nevoie de ele. Da, e o greșeală pe care nu v-a sfătuit eu să facă nimeni. Faceți. Acum fac curățenia, am dus-o. Albina afară din stup. Eu sper să supraviețuiască aceste albinuțe care mai sunt. Bineînțeles, ele o să fie și cele mai rezistente. Bineînțeles, dacă supraviețuiesc. Dar din e furtișagul acesta, vremea asta caldă și furtișagul, n-au ce culege și se atacă una pe alta. Încerci să faci ce poți, eu am micșorat urdinișul la maxim. Iată așa, e micșorat. Cam asta se întâmplă, deci
din primăvară, dacă reușesc să trec cu aceste albine, voi începe o nouă etapă a vieții și personală și pe plan apicol. Fiindcă apicultorii ăștia mari care tot își arată stupii plini cu albine și văd ei că, vai, ce bine ești, nu știu ce, nu zic că esența acestor ființe, adică e niciun secret, știm că e varoa, mulți zic că nu știu ce, dar varoa este una dintre principalele factori care fac albinele să, în câțiva ani, să dispară. Pot să zic că am avut noroc că au rămas vreo câțiva, că anul acesta am zis că nu fac înmulțire, las familiile să fie puternice, dar ce s-a întâmplat? Lăsând familiile fără să fac nicio înmulțire, acest varou a rămas în familie fără să mai fie luate rame cu puie. Și varoua a tot s-a mulțit. Eu, nevăzând acest pericol ascuns, el a afectat și mai tare. Deci familia era într-o suferință pe care eu nu puteam să o conștientizez, văzând familii pe 10 rame cu albină, cu puiet, cu... Eu nu puteam să îmi dau seama. Până și în august, încă erau foarte bine populate toate familiile, nu era nicio problemă. Dar iată, luna octombrie, trezindu-mă că unele familii s-au depopulat, s-au dispărut complet. Am văzut acest lucru în mai multe postări pe Facebook și singurul lucru, când am făcut tratamentul, am văzut foarte mulți păduci pe fundul stupului. Și asta ce înseamnă? Că fiecare păduche căzut înseamnă o albină înțapată. Făcând un calcul simplu, îți cădea 30% din cantitatea de albine era înțapată. Era logic că acele albine nu vor supraviețui și astfel familia s-a decimat și până la urmă a dispărut. Noi spunem că tratăm albinele primăvara și toamna și după cules. Bineînțeles, dacă vrei poți să le tratezi, dacă nu, nu. Mai există și euforia asta care umple mințile cu tratamentele bio sau stupul bio care e de înțeles că n-ar trebui făcute tratamente, e total greșit. Acest lucru nu prea se spune, că albinele de fapt trebuie tratate. Este o lecție învățată, dură pentru mine. Probabil dacă nu mă îmbolnăveam, era un șoc și mai tare. Oricum mă îmbolnăveam probabil după aceea. În acest detriment voi face și o intervenție chirurgicală în perioada următoare. Sper să fie bine, este destul de riscantă. Și să ne auzim cu bine în anii următori, fiindcă câteodată îți dai seama că viața se abia începe când de fapt se termină. Numai bine, vă salut, Ioan Laru.